Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. În seara aceasta continuăm studiul nostru despre familie. Ne aflăm la ciclul modelul trinitar al familiei, partea a doua. În această parte a doua ne concentrăm și ne ocupăm de nevoile celor doi, soțul și soția. Am început deja această serie și am vorbit chiar de prima nevoie. Sunt cinci nevoi despre care vom vorbi. În seara aceasta vom vorbi de cea de-a doua și, cum bine vă aduceți aminte, am folosit în scopul acesta imaginea plantei sau imaginea florii. Am zis că decât să aduc iarăși o floare artificială, mai bine n-aduc niciuna. Dar dacă cineva are nevoie de o imagine, atunci vă puteți uita la aceste foarte frumoase buchete de flori. Nu știu dacă sunt adevărate sau sunt artificiale. Ce ziceți? Artificiale. Ziceți așa că știți sau Că așa le vedeți. Textul de uh, bază pentru această seară, profetul Maliahi, dacă aveți Scriptura la dumneavoastră, vă rog deschideți, Maliahi, capitolul 3, și ultimele versete, apoi capitolul 4. <coughs> Maleahii 3 cu 16 și 4 cele 6 versete din capitolul 4. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștilor îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu i slujește. Căci iată vine ziua când care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea ziua care vine îi va arde, zice Domnul Oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul Oștirilor. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb, rânduieli, și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la vremea la venirea mea să lovez țara cu blestem până aici cuvântul Domnului. Amin. Sigur că motoul acesta subliniază ceva din lecția noastră, ca apoi în capitolul 4 din nou să sublinieze ceva foarte important pentru familie. Faptul că Dumnezeu are mereu în atenție familia, relațiile de familie, relația părinți-copii, întoarcerea inimii părinților spre copii și a copiilor spre părinți și, sigur că, nu în ultimul rând, ci poate tocmai în primul rând, întoarcerea inimii spre Dumnezeu. Lecția din această seară se ocupă de cea de-a doua nevoie pe care o are și soțul și soția, pe care o au cei doi în căsătorie, în familie. Dacă vă amintiți, data trecută am folosit această metaforă a florii, a plantei, și am arătat că printre cele cinci nevoi, planta sau floarea sau pomul, indiferent cum vreți să vă imaginați, are nevoie de sol și solul, am spus noi atunci, este dragostea, nevoia de dragoste, nevoia de intimitate și am vorbit despre această dragoste, despre această intimitate din perspectiva uh, duhovnicească, din perspectiva emoțională, sentimentală și foarte puțin chiar și din perspectiva fiziologică, trupească. În seara aceasta, cea de-a doua nevoie despre care vom vorbi este nevoia de comunicare. Nevoia de comunicare și pentru plantă, pentru floare, am să folosesc imaginea nevoii de apă. Planta are nevoie de apă, floarea are nevoie de apă, pomul are nevoie de apă. Așa spune Pavel în Epistola către Corinteni. Unul a sădit, altul a udat și Dumnezeu îl face să crească. Dar pentru asta trebuie lucrat. Trebuie lucrat și la rădăcină, trebuie lucrat și solul, dar iată că trebuie pusă și apa, nevoia de apă, nevoia de comunicare. Sigur că ar fi fost poate. Folositor să fie adus o stropitoare, să am o floare, să să o ud. Dar nu să știți, aveți acasă flori și aceste flori care le aveți în geam sau pe terasă unde le țineți, trebuie din când în când să puneți îngrășământ la rădăcina lor, trebuie din când în când să le curățați de tot ce este uscat și sigur că trebuie pusă apă, trebuie pusă apă. Asta vorbește despre nevoia de comunicare. De fapt, dragii noștri, noi suntem ființe create de Dumnezeu cu această nevoie, cu acest atribut, cu această calitate de a comunica. Așa ne-a creat Dumnezeu. Ne-a dat capacitatea aceasta de a comunica. De a comunica și cu El, cu Dumnezeu, pe verticală, de a comunica și unii cu alții pe orizontală. Iată câteva texte care vorbesc despre nevoia de comunicare cu Dumnezeu. Genesa 3, din primele capitole ale Genesei, din prima imagine a familiei și a relației dintre cei doi, Scriptura spune că Dumnezeu îi căuta pe Adam și pe Eva și îi striga pe nume și avea cu ei conversații, nu doar venea la ei să le dea porunci, să le dea prescripții, și îi căuta și chiar voia să știe de ei atunci când îi striga bine și le spunea unde ești, omule, unde ești. Genesa 3, 7 la 8. Atunci a auzit Adam și Eva, a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Unde ești? Întotdeauna Dumnezeu vrea să vorbească cu omul, vrea să comunice cu omul și are această întrebare: Unde ești? Unde ești omule? Exod 20, versetele 18 la 19. Tot poporul adunat la Horeb, adunat acolo, cum spune și Maleahi, adunat acolo la Sinai, unde a dat Dumnezeu legea. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliște aceasta, poporul tremura și stătea în depărtare. I-au zis lui Moise, vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Dorința lui Dumnezeu a fost totdeauna să vorbească cu oamenii. Dorința omului a fost... Să ne vorbească alții, să ne vorbească în numele lui Dumnezeu, să ne spună ce a zis Dumnezeu și oarecum e mai lejer, e mai confortabil, e mai simplu, e mai ușor de, de uh, diluit cu partea aceasta, adică mai ușor de evitat dacă vreți. Dar dorința lui Dumnezeu dintotdeauna a fost să vorbească cu omul. Iată Isaia 50 cu 4, un cuvânt foarte important. Domnul Dumnezeu a dat mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să-mi viorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Asta e partea de slujire, de partea pastorală, partea de, de încurajare, de îmbărbătare. Dar... Această slujire nu poate avea loc dacă nu se întâmplă altceva înainte. Și iată cum spune aici omului Dumnezeu. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Nai ce să încurajezi pe alții. N-ai ce să dai la alții, n-ai cum să slujești la alții, n-ai cum să-i să ajuți și cum să, să îi ridici, să-i îmbărbătezi, dacă mai întâi nu stai dis de dimineață în prezența lui Dumnezeu și să ai inima deschisă, să ai urechea deschisă și să primești cuvintele lui Dumnezeu. Isaia 50 cu, 59 cu 21. Acolo Profetul spune despre un plan măreț pe care Dumnezeu avea să-l împlinească în biserica sa prin Duhul Său cel Sfânt. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta de gura ta. Nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi de acum și până în viac, zice Domnul. Observați, Dumnezeu are această pasiune, această dorință, această căutare, vrea să vorbească cu oamenii. Așa că o întrebare corectă ar fi aceasta. Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Ce-ți vorbește Dumnezeu? În primul rând, ce-ți vorbește prin Scriptură? Apoi ce îți vorbește prin înștiințări, prin descoperiri, prin vise, prin multe feluri în care vorbește Dumnezeu, dar în primul și în primul rând prin, cuvint, prin cuvântul Sfintelor Scripturi. Suntem creați să vorbim cu Dumnezeu, să vorbească Dumnezeu cu noi și noi să vorbim înapoi, să răspundem, să ascultăm, să comunicăm. Ieremia 18 ,2, un alt cuvânt puternic îi spune Domnul profetul Ieremia, scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. De multe ori Dumnezeu ne pune într-un loc special, ne trimite într-un loc special și spune, ascultă, fii atent, ia aminte, fii sensibil, <coughs> vreau să-ți vorbesc, vreau să auzi cuvintele mele. Matei 7 cu 24, când Domnul Iisus dă pilda cu casa zidită pe stâncă, explică foarte clar de fapt că imaginea aceasta nu face altceva decât să scoată la iveală un principiu spiritual. Matei 7, cu 24. Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. De fapt, ce spune Domnul acolo e foarte simplu și clar. Cine zidește pe stângă este cine aude pe Dumnezeu și ascultă. Cui Dumnezeu îi vorbește și el ia aminte. Dumnezeu îi vorbește și el pune în practică. Asta este un principiu foarte simplu, elementar, de bază și, din păcate, uitat de noi, ignorat de noi. Iarăși, Epistola către evrei, în trei rânduri, foarte uh, aproape una de alta, evrei, 3 de la 7 la 8, apoi versetul 15, apoi evrei 4 cu 7, iată ce subliniază. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul meu, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Versetul 15, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvătirii. Evrei 4 cu 7, El hotărăște din nou o zi, astăzi. Și aici autorul din Evrei citează Psalmii, zicând în David, după atâta vreme, cum, cum s-a spus mai sus, adică în Evrei 3, 7 la 8, în Evrei 3 cu 15 și din nou repetă, astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Ce scoate în evidență lucrul acesta? Suntem creați pentru a comunica cu Dumnezeu. Comunicarea pe verticală cu Dumnezeu, dar suntem creați și să comunicăm unii cu alții. De aceea am citit Maleachii 3 cu 16. Cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unii cu alții. Vedeți ce frumos spune, simplu și clar. Cei ce se tem de Domnul vorbesc des unii cu alții. Nu vorbesc rar, vorbesc des, vorbesc mult, stau de vorbă. De aceea de multe ori și noi spunem, o, oh, trebuie să stăm de vorbă. Oare ce vrea să-mi spună? Oare ce are de zis? Oare, oare, ce are pe inimă? Oare, da, vine câte odată o situație când cineva spune, trebuie neapărat să vorbim. Am ceva pe suflet. Trebuie să stăm de vorbă. Aici Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Cei ce se tem de Domnul vorbesc des.